Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi la emisiunea Ziua și Cartea despre un volum obscur. Știința și misterele OZN. Călătorii interstelare, prăbușiri ale unor nave și evenimente mușamalizate de guvern. Citiți această carte pentru a vă schimba părerea despre fenomenul OZN. Cartea aparține lui Stanton Friedman. Stanton Friedman este un specialist în fenomenul OZN. Îl studiază de foarte multă vreme, el este și specialist în fizică nucleară și deci opinia lui ar putea să aibă oarecare greutate. Acum, pentru că toată chestiunea asta legată de OZN-uri e mai degrabă o credință religioasă decât o chestiune științifică, sigur că întotdeauna cei care sunt adepții ideii vor primi doar confirmări, iar cei care nu sunt adepții ideii vor râde de ceea ce prezintă Stanton Friedman. Recunosc că am fost înclinat să râd mai degrabă, dar cartea până la urmă rămâne interesantă, pentru că încearcă să trateze subiectul într-un fel ceva mai științific, să spunem. Merge pe oarecare formă de logică. Dar trebuie să spun asta de la bun început. Per ansamblu, la final, volumul mi-a lăsat impresia că este scris de un ardent credincios în fenomenul OZN, care vrea să mă convingă pe mine, cititorul sceptic, că ar trebui să-mi schimb sistemul de credințe. N-ar fi deci o chestiune științifică, ci ar fi o chestiune care ține de înclinația sufletului spre credința în necunoscut. Bun, știința și misterele OZN. Mai puțină știință și mai multe mistere OZN. În orice caz, volumul ăsta poate să fie o sursă extraordinară de informații și de bucurie pentru orice adept al teoriei conspirației. E clar, Guvernul Statelor Unite ascunde ceva, ascunde totul chiar. Iar în privința OZN-urilor e limpede că nu e nimic în regulă. Totul este pus deoparte. E drăguț că autorul vine cu întrebări deranjante pentru adepții fenomenului. Pune niște probleme care ar trebui să îi pună în încurcătură. Dar pune problemele astea într-un mod fals, sofistic, pentru că el deja știe atât de bine răspunsurile, încât își permite să se joace cu îndoiala. Nu e o îndoială reală. Este pur și simplu un joc al îndoielii ca să-i convingă pe sceptici. De altfel, e de-a dreptul jenant când la un moment dat ia la întrebări pe Carl Sagan, pe Isaac Asimov, pe Arthur C. Clarke, mari oameni de știință și autori de SF care au îndoieli în privința OZN-urilor, îi ia în râs pur și simplu și le spune că sunt inepți, sunt cam prostuți, nu prea îi duce mintea, nu prea au informații suficiente, nu prea. E penibil să faci treaba asta, dar na, Stanton Friedman este un fizician, poate mai puțin recunoscut ca fizician, dar e un adept al fenomenului OZN. Știința și misterele OZN. Mai puțină știință, mai mult mister OZN. Am pus niște semne de carte aici. Haideți să vă citesc. Dovezi ale originii extraterestre a farfuriilor zburătoare. Una din afirmațiile standard ale denigratorilor OZN este că nu există dovezi că farfuriile zburătoare neidentificate, OZN-urile, sunt nave spațiale extraterestre controlate de ființe inteligente. La urma urmei, spun ei, avem doar povești, de obicei spuse de persoane fără pregătire înaltă, care doresc publicitate. Niciun om de știință nu a văzut un OZN. Nu există dovezi radar, nu există dovezi materiale. Guvernele nu pot păstra secrete. Ceea ce s-a prăbușit la Roswell nu sunt decât un șir de baloane mogul și așa mai departe. Întâmplător, toate aceste afirmații sunt false. Capitolul de față va înlocui aceste mituri cu fapte. Toate conferințele mele de tipul farfurile zburătoare sunt reale, încep cu următoarele patru concluzii, la care am ajuns după mai bine de 50 de ani de studiu și investigații. Bun, haideți să vedem concluziile lui Friedman. 1. Dovezile că planeta Pământ este vizitată de nave spațiale controlate de inteligențe extraterestre sunt copleșitoare. Cu alte cuvinte, unele OZN-uri sunt nave spațiale extraterestre. Cele mai multe nu sunt și de acelea nu-mi pasă. 2. Subiectul farfuriilor zburătoare reprezintă un soi de Watergate cosmic. Asta înseamnă că unele persoane din guvernul nostru știu încă din 1947, dacă nu chiar de dinainte de acel an, că unele OZN-uri sunt nave extraterestre. În 1947, cel puțin două farfurii zburătoare s-au prăbușit și câteva cadavre de extraterestri au fost recuperate în New Mexico. Asta nu înseamnă că toată lumea din sistemul guvernamental știe. Pentru a menține un secret, trebuie să restrângi distribuirea lui la cât mai puțini oameni posibil și să impui o puternică politică de tipul nevoia de a ști. 3. Nu există argumente valide împotriva concluziilor 1 și 2. În ciuda unor foarte vehemente aserțiuni ale unui mic grup de foarte zgomotoși negativiști, cum ar fi răposatul Carl Sagan,
care mi-a fost coleg timp de 3 ani la Universitate din Chicago. Argumentele lor denigratoare sună frumos. Totuși, dacă examinezi datele, argumentele lor se prăbușesc, pentru că nu sunt susținute de nicio dovadă. În plus, toate dovezile existente le contrazic. Și 4. Farfuriile zburătoare sunt cel mai important eveniment al mileniului. Vizite ale unor nave extraterestre pe Pământ și o reușită ascundere a celor mai importante informații, cadavre și epave timp de peste 60 de ani. Îți vine să-i recomanzi un tratament medicamentos după aceste prime informații. Totuși, cartea merită citită pentru că vezi cum funcționează gândirea unui om pe acest subiect. Știința, misterele OZN-ului și mai ales felul în care se construiește sofistic o idee. Așa, ca sugestie, dacă vă interesează subiectul și citiți așa ceva, veniți cu o completare. Veniți cu o carte a părintului Serafim Rose despre fenomenul OZN, se cheamă Ortodoxia și religia viitorului. Vedeți acolo altă perspectivă asupra fenomenului. Dar Stanton Friedman, Știința și misterele OZN, o bună introducere, un bun entertainment, o carte de citit în vacanță la soare, pregătiți-vă deci cu ea pentru în momentul în care nu veți vrea să citiți ceva dificil. Mai mult de atât, nu vreau să vă mai citesc, am mai pus niște semne de carte pe aici, dar e destul. V-ați făcut o idee. Bun, a fost emisiunea Ziua și Cartea, citiți că nu vă face rău, la revedere pe data viitoare.